Țiganul și Puradelu merg să vadă o mormântare, să capete ceva de pomană. Fiul său îl întreabă: bă, tată, ce e aia? E un mort, ce să fie? Păi și unde îl duc? Acolo unde e rece și întuneric. Bă, tată, ce mai vrei, mă? Îl duc la noi acasă? Un țigan prinde peștișorul de aur. Îl rotește pe toate părțile, neștiind ce să facă. Peștele nu mai rabdă. Hai, mă, omule, pune-ți o dorință. Ia uite pe ăsta vorbește, mâncățuș. Ce dorință, mă? Păi cum să-ți explic? Spre exemplu, ieri m-a prins un om și m-a rugat să-i dau 1.000.000 de euro, iar eu i-am îndeplinit dorința. Tu ce vrei? Adresa lui, mâncățuș. Țiganul se întoarce acasă de la un control medical și îi spune Pirandei ce diagnostic a primit și mai ales cum să continue tratamentul. Auzi, fă, am fost la doctor și mi-au zis că am moroiz. Uite aciu alifiei cu care tu trebuie să mă ungi. Stai să spun eu cum să faci. Cu stânga ți-ai alifia, cu dreapta mă ții de umăr. Nu, stai așa. Cu dreapta ți-ai alifia, cu stânga mă ții de umăr, mă mâncați aș. Dacă domn doctor ținea cu o mână alifia, cu ailaltă mă ținea de umăr, atunci cu ce dreacu m-a uns între buci? Cea mai tare firmă de pază privată face angajări. La interviu un țigan și un român. Intră primul românul. Bună ziua! Bună ziua, răspunde angajatorul. Trebuie să știți de la început că la noi sunt condiții foarte severe de angajare. Bine, vă ascult. Cu cine ați venit? Cu mama. Bine, luați acel pistol și împușcați-o. Doamne, nu pot să fac așa ceva. Ne pare rău, următorul. Intră țiganul. Aceeași poveste, ia pistolul, iese pe hol, se aud zgomote, țipete. După vreo jumătate de oră intră înapoi și spune angajatorului: de ce n-ai zis, bre, că ai gloanțe oarbe? Mă chinui să o omor cu scaunul de o jumătate de oră. Un țigan îi povestește unui român: ieri, mergând pe stradă, am văzut 3 țigani de-ai mei care au atacat o babă. Și tu ce ai făcut? Am intervenit, mâncațaș. Și ce s-a întâmplat? Păi eram deja 4, baba n-a mai avut nicio șansă. Copilul țiganului vine acasă de la școală și zice: teteu, azi la școală când a întrebat învățătoarea, numai eu am știut să răspund. Taică-s-o, știindu-l nărod, îl întreabă: dar ce a întrebat? A întrebat cine s-a bășit. Stătea un țigan pe un deal cu un bumerang în mână și cu fața plină de sânge. Se apropie alt țigan de el și îl întreabă: s-o mai bu? Stau, dar ce ai mână? Nu știu. Păi și de ce îl ții? Aruncă-l. Aruncă-l tu. Doi țigani completau integrame. La un moment dat, unul dintre ei îi spune: bou, zi-mă și mie un metal prețios. Aur, edu-tremu, atunci eter. Vine dracu pe pământ. Ia 3 oameni, un rus, un american și un țigan. Le zice acestora că cine le arată ceva ce n-a mai văzut, îi lasă să trăiască. Primul, rusul, îi aduce un tank imens. Dracu spune că a mai văzut asta și îl omoară. Vine și americanul cu o mitralieră. Dracu spune că și de asta a mai văzut și îl omoară. Vine rândul țiganului. Se duce acesta într-un colț și se cacă. Ia un băț, îl bagă în el și îl leagă cu o fundă roșie. Îl arată dracului.
Dracu atunci își făcu cruce și spuse: Doamne, asemenea prost n-am mai văzut. La școală, la o oră de inspecție, un țigan stătea în penultima bancă. Inspectorii se așează în spatele lui, în ultima bancă. Profesoara pune întrebări, țiganul tot cu mâna pe sus. Într-un sfârșit, îl pune și pe el să răspundă. Ea răspunde și tu, Praleo: Doamne Săboriu, ce picioare și țâțe mișto aveți! Nesimțitule, cum îți permiți? Ai nota 2 și ieși afară, măgarule! În timp ce se ridica din bancă, Pralea se întoarce la inspectori. Bă, ăștia cu inspecția, nu mai șoptiți bucavaș dacă nu știți! Într-o zi vine țiganca de la piață și se întâlnește cu țiganul ei. Uite, băi, țigane, am cumpărat și eu o lingură de lemn ce am să învârt în ciorbă cu ea. Păi fă, doi n-avem ce mânca și tu cumperi mobilă. Într-o seară, țiganul și țiganca se hotărăsc să meargă la restaurant. Țiganca îi spune țiganului să nu se apuce să înjure pe acolo, cum face el de obicei, să nu se facă de râs. Acesta e de acord. Ajung ei la restaurant, se așează la masă și când se comande, țiganul îl aude pe unul la o masă alăturată cum striga: Chelner, adu-mi și mie o friptură în sânge, te rog. Atunci țiganul se gândește: Adică cum? Bă, și ăsta jură și o să nu jură, auzi ce zice? Friptură în sânge! Atunci strigă și el la Kellner: Bă, Kellner, adă-mi și mie niște ouă, slobos! Doi țigani stăteau de vorbă. Auzi, bă, dar ce e bă la șah? Bă, șahul sunt pesele alea care le bagăm noi în pungă când jucăm table, bă. La școală, profesoara îi întreabă pe cei doi pui de țigani ce este partidul. Se duc ei acasă și îl întreabă pe Taxu: Bă, teticule, ce e bă partid? Păi, puradele, partidul este ca băta dacă nu facem ce spune. V-ați dus dracu și voi și el. Încântați că au aflat, a doua zi merg la școală. Mă, tăticule, dar ce e, mă, sindicatul? Sindicatul este că băta mare, ea vorbește, ea aude. După 10 zile de ploi torențiale, țiganul își pierdu casa, aceasta fiind luată de apă. Neavând ce face, se urcă în copac și începu să cânte: Căsuța noastră, cuibușor de dat la buci, unde pula mea te duci? Moare țiganul, iar în rai se întâlnește cu Ceaușescu. Mă, țigane, când a fost mai bine? În vremea mea sau acum? În vremea ta, jupân. Că pe vremea politicienii făcea politică, muncitorii lucra, iar țiganii fura. Acum politicienii fură, muncitorii fac politică și toți vrea să lucrez eu. Doi cerșetori țigani se întâlnesc în Italia și se întreabă unul pe celălalt: Câți bani ai strâns azi? 6 euro. 6 euro? Ce ai făcut de strâns doar 6 euro? Am făcut de toate. Îmbrăcat ponosit, sărăcăciul, față de milog. Am scris pe o plăcuță de carton că am o nevastă și 4 copii de întreținut. Tu cât ai câștigat? 6.000 de euro. Ce?
Luați-aș familia la muncă, dar cum ai făcut brei de ți-au dat atât? Am pus lângă mine o bucată de carton pe care scria: îmi lipsesc 5 euro să mă întorc în România. Puțigancă intră într-un magazin de lenjerie intimă. Aș dori și eu un pogger. Ce anume? Un pogger de la Dicolo. Doamnă, poate un portjartier. Așa, unul de la Dășini. Se duce țiganca acasă, își pune portjartierul și vine țigan. Bărbate, hai să țară cu ce mămânui mâncață. Ce ți-ai luat, fă? Ridică țiganca fusta și țiganul scoase un urlet, intrând în comă. Vine cumnatul. Ce i-ai făcut, fă, la fratele meu de în spital? Ce s-i fă, mă? Eu mă arătă ce mi-am cumpărat și eu. Și ce ți-ai cumpărat tu, fă? Ridică țiganca fusta și leșină și cumnatul. Bine, soacră. Fă, nenorocită, dă. Ce le-ai făcut, fă, la copilășii mei de sunt în spital? Ce să le fă, mamă, soacră? Le-am arătat ce mi-am cumpărat și eu. Ia arată, fă, și mie ce ți-ai cumpărat. Uite un pot jardost. Ridică țiganca fusta, iar soacra își pune mâinile în cap și zice: aoleu, nenorocitul, sclerozatul, păi cleștii se agață de chiloți, fă, nu de buzele pizdii. Piranda naște un copil de nume 1 kilogram. Ginecologul îi spune țiganului: fii atent, e de rău, n-are decât 1 kil copilul. E, ce o să faci, domn doctor? Ce-am băgat? Aia am scos. Doi țigani, ambii cu picioarele amputate, se întâlnesc într-un parc și discută. Unul dintre ei zice: mie mi-au amputat un picior la Iași și unul la București. Celălalt zise: aoleu, ce crăcănat ai fost! Moare țiganul bătrân, iar fiul, auzind că e mai ieftin să-l incinereze, se duce la crematoriu. Cât mă costă să-l ard și eu pe tata? 1000 de lei. Auzi, mâncațaș, dar nu poți să mi-l perpelești așa de 300. La un concurs se prezintă un german, un francez și un țigan. În ce consta concursul? Cine are curaj să traverseze un lac în care se află un crocodil care mușcă numai de coaie, câștigă. Germanul: am plecat. Când ajunge în partea cealaltă: am ajuns. Francezul: am plecat. Când ajunge în partea cealaltă: am ajuns. Țiganul: am plecat. Când ajunge în partea cealaltă: am ajuns. Se aude crocodilul: te mai prind eu pe aici. Un țigan își duce fiul la cismărie să-i cumpere sandale. Hai, probează, fiule. Ale cuie, tată. Ale tale, lăcrămioara lui tata. Ale cuie, tată. Ale tale, bă, boule, morții mătii. Ale cuie în talpă. Duși cu treburi în oraș, un țigan și o țigancă se întorc mai târziu acasă. Când deschid ușa, ce să vadă? Păi amici, erau plini de rahat. Supărată, țiganca întreabă: băi, parpanghele, ce dracu facem acum? Îi spălăm sau facem alții? Care este deosebirea dintre un țigan și o fată mare? Țiganul tot țigan rămâne. Țiganii la divorț. De ce divorțezi, Pirando? Păi, domn judecător, ăsta vrea să mi-o tragă în ureche. Cum, mă, țigane? Ai țigancă frumoasă, zdravănă și tu în ureche?
Să moară mama de un judecător, nu-i nimerez gura că mișcă mereu cap. Doi țigani, găinari, l-a furat prin sat. După ce fură o găină, stabilă să meargă la marginea satului să o mănânce. Unul dintre ei zice: „Mou, acu cu ce tăi în găină, că n-avem cuțit?” Celălalt răspunde: „Auzi, tu jumulește găina, că eu mă duc să fur un cuțit.” În timp ce primul țigan jumulește găina, când mai avea vreo 2-3 pene, apare o patrulă de poliție. Țiganul se sperie și aruncă găina în apă. Un polițist ajunge lângă țigan și îl întreabă: „Ce faci, mă, țigan, aici?” „Pă, ce să fac, barosane? Doamna face baie și îi păzesc hainele.” La gară, un țigan cere un bilet și o întreabă pe doamna de la casă: „Doamnă, pot să iau cu mine între 120 de kg de dulceață?” „Cum să luați, domnule, 120 de kg de dulceață? Ăsta nu e marfar, nu se poate.” Țiganul, vesel, se întoarse către piranda lui și îi spuse: „Îmi pare rău, dulceaț, ai auzit ce-o zis, doamnă? Tu rămâi acasă.” Un țigan merge la supermarket. El întreabă: „Mere este?” „Nu, mere sunt.” „Rahat sunt?” „Da, ești.” „Păi bine, băi, nenorocitule, la cules de căpșun nu vrei să te duci, arză-te-ar focul. În Grecia la măsline nu vrei, manele nu cânți. Du-te morții, mătii, la facultate, că ajungem de râsul șatrii.” Într-un apartament sună telefonul. „Alo, familia Popescu?” „Nu știu, mâncați așa, că abia am intrat.” Un țigan este prins de către polițiști în timp ce încerca să fure un pormoneu într-un autobuz. „Nu încerca să ne convingi că ai luat acest pormoneu crezând că este al tău.” „Nu este al meu, așa e, dar bancnotele acestea îmi sunt foarte familiare.” Florăreasa Mercedesa, înmânând buchetul de flori clientului: „Și dacă n-ai cui să-l dai, mai dai 5 lei și ți-aduci o fată mâncată.” Pentru a scoate sub 11 secunde la oprirea la boxe, managerii de la Ferrari au hotărât să înlocuiască mecanicii lor cu țiganii din România, deoarece au auzit că aceștia sunt în stare să scoată roțile de la o mașină în mai puțin de 5 secunde. Zis și făcut, însă au avut o problemă cu ei și a trebuit să-i concedieze. Ce s-a întâmplat? La prima cursă și-au dat seama că ce au auzit este adevărat. Într-adevăr, țiganii au schimbat roțile de la mașină în 5 secunde, însă în următoarele 5 secunde au revopsit mașina, i-au schimbat plăcuțele de înmatriculare și au vândut-o drept Honda. Țiganca, înainte de noaptea nunții, o întreabă pe mama sa: „Mamă, ce mă fac? Mă prinde țiganul că nu sunt fată mare.” Maică-sa, pirandă experimentată, îi zice: „Păi, fata mea, tu crezi că eu m-am măritat fată mare? Uite ce trebuie să faci. Te duci la magazin și cumpăr cerneală roșii, cu care stropești cearșafurile după ce adorme țigan.” Se duce viitoarea mireasă la magazin și cumpără cerneală, numai că, din greșeală, vânzătoarea îi dă de culoare verde. În noaptea nunții, țiganul face treaba ca la carte. Țiganca urlă de durere, iar după ce adorme el, stropește așternutul cu cerneala. Se trezește țiganul de dimineață, vede cerceaful verde și exclamă: „Ai să-mi bag picioarele! Cred că i-am spart fierea.” Țiganca la doctor, cu țiganul după ea.
O consultă doctorul cu stetoscopul, cu urechea, o întoarce pe față, pe dos, până la urmă îl ia pe țigan deoparte și îi spune: Țigane, e grav, nevastă-ta e atinsă la plămâni. Vai, domn doctor, mă flatați! Doi șmecheri se plimbau pe străzi. La un moment dat îl văd pe unul care se căca lângă un gard. Merg spre el, văd că este țigan și vor să-l ia la mișto. Auzi, bă, tu poți să mă bați pe umăr fără să te ridici? Țiganul de jos zise: Dar tu poți să-mi dai o limbă în cur fără să te apleci? Țiganul merge acasă. De-aia știi, fă, nevastă, ce șarfă am vrut să-ți aduc. Și de ce n-ai adus-o, mâncațaș? N-am putut. Vânzătoarea era cu geana pe mine. Piranda, pe patul de moarte, îi spune țiganului ultima sa dorință. Auzi, țigane, eu când voi muri, să nu mă duci la cimitir cu cai negri, să mă duci cu iepe sure. Țiganul zise: Bine, Pirandă, cum dorești. Moare Piranda și țiganul îi îndeplinește ultima dorință. În drum spre cimitir, se sperie iepele sure de ceva și pică sicriul într-o râpă. Coboară țiganul foarte nervos și zise: Cai negri nu-ți plăcea, iepe sure-ți trebuia, stai în râpă în pula mea. Într-o zi, Băsescu se duse în vizită pe la țigani. Hai noroc, bine v-am găsit! Să trăiești, mâncoțoș! Mă, ce zice voi dacă v-aș da la toți case? O, pupățaș tâlpile, eu un pahar de vin să bem! Dar ce zice dacă v-aș oferi cele mai tari mașini din lume? Și bine ar fi, mâncoțoș! Eu mă iau un pahar de vin că tare ne bucurăm că veniși! Și dacă vă găsesc la toți locuri de muncă? Țiganul, nervos, îi luă paharul din mână și zise: Cioi, mu, te-mi bătaș! Era odată un împărat. Acesta avea o fată de măritat care era frumoasă foc. Având foarte mulți pretendenți, tatăl său a hotărât să organizeze un concurs. Care o fi mai bun, acela să fie ginerele său. A dat sfoară în țară și au venit sute de flăcăi la întrecere. Împăratul a aruncat un măr de aur în mijlocul unui lac mare și plin cu crocodili și a zis că cine aduce mărul va primi fata și jumătate din împărăție. Deodată, un țigan aflat pe malul lacului se aruncă în apă. Înnoată ca disperatul trece de crocodili, ia mărul și, obosit peste măsură, reușește cu chiu cu vai să urce pe mal lângă împărat. Acesta zise: Țigane, pentru fapta ta îți dau jumătate din împărăție și fata de soție. Mă cac pe împărăția ta și de-aia nu mai pot eu de fieta. Spune-ți repede care dracu m-a împins în apă. Un țigan se duce la un concurs de înjurături. Campion fusese un neamț care înjurase 3 ore în continuu. Intrând în scenă, țiganul se împiedică de un cablu și cade lovindu-se rău de tot la cot. Neputând să se mai ridice, rămâne acolo vreo 5 ore înjurând în continuu. După ce trec cele 5 ore, în sfârșit se ridică și el și zice: Pot să încep, mâncațaș? Doi țigani se târguiau cu cât să contribuie fiecare la înmormântarea tatălui. Enervat că nu se putea ajunge la niciun rezultat, unul dintre ei zise: Eu îngrop partea mea, iar într-a ta îmi bă pula. Se întâlnește un țigan cu un negru. Fiecare era cu un copil lângă el. Se uită țiganul la negru și zice: Mă, cum faci tu de faci prunci așa negri că eu nu reușesc? Ai mei toți sunt cafenii, maronii, dar nu negri. Păi zice, tu ai scula la fel de mare ca a mea? Nu. Și o ai la fel de groasă ca a mea? Nu. Păi vezi, bă, nu e a meu. Atunci când faci sex, pe undeva intră lumină.
țiganul a ajuns la proces pentru un viol. Ești condamnat la 10 ani pentru viol, spune judecătoarea. Cine eu? Tu și cu ăla, arătând cu degetul mai jos de cureaua pantalonilor. Feria dracu de javră, zise țiganul uitându-se la șliț. Vezi ce ai făcut? Ai ajuns în gura judecătoarei. Un sătean către o țigancă. Auzi, femeie, să știi că puradelul tău mi-a furat curca. Aul, cum așa? Prale, ia vină un co. Veni prale al mic și se arătă cam nedumerit. Ia uși ce zice dum, ci că e furat curcan. Tu ciordita-i ciricliu? Ciordita? Păi șucar, baban, șucar. Țiganca-i spuse săteanului. Ia uși ce zice, mă, român. Să jură pe viața lui că nu l-a luat el mâncățăr. Doi țigani se duc în excursie în Egipt. În prima zi vizitează piramidele, cheltuiesc toți banii, de aceea dorm peste noapte pe malul Nilului. Până dimineață, pe unul înghite un crocodil până la gât. Se trezește celălalt și strigă. Ia uite, mâncățăr, ți-ai luat sac de dormit la cost? La Auschwitz sunt introduși într-o cameră niște țigani alături de câțiva evrei. Le fac nemții proces, îi bagă în camera de gazare, dau drumul la gaz, iar după 2 minute intră un comandant. Deschide ușa, se uită în cameră și îi vede pe țigan jucând poker pe mormanul de evrei. Ce faceți, mă? Închide morții mătii ușa, că iese gazul! Un țigan la examen. Toți încep să scrie, numai acesta scoate un zar și începe să îl arunce. Profesorul îl vede și îl ridică în picioare. Ce faci, mă, acolo? Dau cu zarul pentru răspunsuri. Vine profesorul în dreptul lui, vede că acesta nu avea decât o foaie, un pix și un zar. Nu intenționa să copieze, așa că se hotărăște să îl lase să continue. Termină țiganul lucrarea în 5 minute. Profesorul observă și vine să ia foaia pentru corectat. Când se apropie, îl vede pe acesta că aruncă din nou cu zarul. Mirat, îl întreabă. Bine, prima dată am înțeles că ai dat cu zarul ca să afli răspunsurile, dar a doua oară, pentru ce l-ai mai aruncat? Păi, domn profesor, nu trebuie să-mi verific și o lucrare? Un țigan își deschide firmă. Începe să întârzie acasă. Într-o noapte, când ajunsese pe la ora 1, țiganca îl întreabă. Da unde ai stat, mă? Hai, fă, gata. Am angajat o secretară, bede. Și pentru mine asta contează. Altădată apare pe la ora 3 dimineață. Țiganca îl întreabă supărată. Mă, du-te, dracu, ia zi unde ai stat. O, fată, ești din vie. Am angajat o contabilă și pentru mine asta contează foarte mult. Într-o seară, vine țiganul acasă și nu-și găsește nevasta nicăieri. Așteaptă, se enervează, în fine, apare și țiganca pe la ora 5 dimineață. Auzi, fă-n gura mătii, unde ai fost până acum? La vecinul de la etajul 4. Păi, până la ora asta? E luare mai lungă cu 5 cm, iar pentru mine asta contează. Moare țiganul bătrân, iar fiul său vine să-i cumpere un sicriu. Auzi, domnul, vreau un cușciuc pentru tata, dar să fie el mai șmecher și mai frumos pe care l-ai pacia. Avem din lemn de nuc la 5.000 de lei. Aoleu, dar unul mai ieftin n-ai mâncățăș. Avem din lemn de fag la 3.000 de lei. Mai ieftin n-ai, domnul. Avem din lemn de brad la 1.000 de lei. Stai așa. Eu zic că cel mai bine ți-l aduc aci pe tata și-i bați dumneata 4 mânere. Un țigan este prins în livada cu mere de un gardian. Ce face acolo, țigane? Era căzute niște mere pe jos și le puneam înapoi.
sondaj de opinie în Italia. Sunt întrebați mai mulți oameni dacă ei cred că în Italia se găsesc și țigani. 10% răspund si, alți 30% răspund no, iar restul de 60% răspund minte ăștia să moară familia mea. O doamnă urcă într-un taxi condus de un țigan. Unde doriți să mergeți, doamnă? Mergi de nebun în față. Ajung ei într-o câmpie pustie, încetinește țiganul și trage pe dreapta. Țigane, vezi acolo o fabrică mare? Țiganul se gândește și, de frică să nu-l dea afară, spune da. Țigane, vezi și școala aia de lângă fabrică? Țiganul se gândește un pic și spune da. Și aici unde suntem noi e o piață mare și aglomerată, vezi asta? Țiganul, auzind asta, îi trage una. Băi, țigane, cine a dat? La moară familia mea, dacă știu cine a dat, doamnă, în aglomerația asta. Un cuplu de țigani merg la tribunal. Țiganul spune: domnul judecător, vreau să divorțez de asta. E proastă rău și nu am cu ce discuta cu ea. Și nu am ce să vorbește cu ea. Judecătorul îl întreabă: de ce, domnule, cum așa? Păi pun-o în întrebare să vedeți că este așa proastă că nu știe să răspunde. Ea spune, fă, ce s-a aflat sub pat și începe cu ou. Dacă nu e o oală, atunci nu știu. Păi vezi, fă, că ești proastă. Sub pat se află o pereche de pantofi. Vedeți, domnule judecător, ce proastă e? Da, aveți dreptate. Dar ea spune, bă, boule, ce se află sub pat și începe cu H? Nu știu, fă. Halălaltă pereche de pantofi. A cu cine mai e prost, domnule judecător? Un român îi spune altuia: băi, știi, mă, cum le zice la țiganii cu telefon? Băi, eu sunt cam analfabet, dar cred că le zice rom telefon. Un pui de țigan vine acasă după prima lui zi de școală. Băbicou, azi la școală a făcut literele și a fost cel mai bine. De ce, băbicou? Pentru că sunt țigan? Nu, puiu, mami, pentru că ești inteligent. A doua zi după școală, puiul de țigan îi spune din nou mamei sale: băbicou, azi a făcut adoneri și a fost cel mai bun. Dar de ce, băbicou? Pentru că sunt țigan? Nu, puiu, mami, pentru că ești inteligent. A treia zi după școală, puiul de țigan îi spune mamei sale: băbicou, azi am avut educație fezică și sunt singurul băiat din clasa mea care are per pe pept. De ce, mămico? Pentru că sunt țigan? Nu, puiul, mami, pentru că ai 24 de ani. Erau odată doi țigani. Au furat ei o găină și vroiau să o mănânce, dar auziseră ei zvonul acela că două babe care furaseră o pâine și o mâncaseră în stradă au făcut pușcărie. Așadar se duc ei lângă un lac și jumoale găina. Dintr-o dată văd un polițist. Atunci unul dintre ei aruncă găina în lac, iar unul se ascunde. Polițistul se apropie și le întreabă ce se întâmplă. Păi, ce se întâmplă, șeful? Dusa face baie, iar eu îi păzesc hainele. Se duce un țigan la pescuit cu un Mercedes. Coboară țiganul din mașină, scoate mulineta de aur cu fir de mătase și ac de diamant și dă la pește. Când să vezi minunăție, prinde peștișorul de aur. Știi, eu sunt peștișorul de aur, cu alea trei dorințe. Spune-le, bun, dar părând.
Pe front, colonelul se adresează soldaților. Fraților, să luptăm toți până la unul. Așa, băncață, și poate la două le colcăm și noi. Cum îi face un țigan în ciudă unei muște? O prinde între două geamuri și mănâncă rahat cu lingurița în fața ei. Un țigan mergea pe un drum și a văzut un om care își făcea pana la mașină. Merge la el și îl întreabă: ce faci, barosane? Păi ce să fac, scot roata. Bine, mâncățăș, eu ca se tofu. Țiganul vine acasă și o ia pe Piranda tare. Pă, Pirando, bag divorț. Ce ai, bă, țigane? Ești proastă. Ai, mă, mâncați așcănusă. Batafă, ești proastă rău. Ia zi-mi tu mie ce avem noi supat și începe cu O. Se gândește Piranda ce se gândește și spune: nu știu, bă, țigane, ai dreptate, sunt proastă. Zi-mi tu. O pereche de papuci. Vezi că ești proastă. Ai dreptate, dar cu zi-mi tu mie ce avem noi supat și începe cu H. Se gândește țiganul ce se gândește: nu știu, pă, Pirandu, ce dracu e? Încă o pereche de papuci. Într-o piață, țiganul își bătea de zor Piranda. Asta zbiera că o ținea gura. El o lovea și o înjura. Trece pe acolo un bătrânel și îl întreabă pe țigan: mă, omule, dar o bați așa pe stradă? Păi dacă nu mai are răbdare până acasă, mâncați așa. Doi țigani la avocat. De ce vreți, mă, să divorțați? Păi, domnule avocat, țiganul nu mai este de rangul meu, zise Piranda. Tu ce zici, țigane? Domnul avocat, dacă mă uit la asta cât e de bașoldie, de bocie, de boșoroagă, cred că nici ea nu mai e de ranga mea. Doi țigani stăteau de vorbă la o țigară. Bă, Iulio, bă, de ce-ți bătei, mă, Piranda, săr? A fost foarte insistentă și n-am putut să o refuz. Intră un țigan într-un bar, se așează la o masă și strigă spre barman: un rom aici! Barmanul răspunde: da, mă, te văd. Unei țigănci îi venise să nască în intersecție. Un polițai o vede și vine să o ajute. La un moment dat o încurajează: hai că poți, hai că poți! Țiganca avea gemeni. Scoate unul capul, se uită și intră la loc. Îi spune celuilalt: oh, frate, hai prin spate că pacii sunt gabor să moară baba. Un român, un țigan, un american și un spaniol într-o limuzină. Scoate americanul un pachet de țigări, fumează o jumătate de țigare și aruncă tot pachetul pe geam. Cei trei întreabă de ce a făcut asta și le răspunde că la ei în țară sunt multe. Scoate spaniolul o sticlă de whisky, bea un sfert și o aruncă. Cei din mașină pun aceeași întrebare, la care le răspunde că la ei în țară este suficient whisky. La un sfert de oră după, scoate românul țiganul pe geam și îl aruncă. Cei din limuzină întreabă de ce au făcut asta. La noi în țară sunt foarte mulți, așa că nu e nicio pagubă. O doamnă binefăcută într-un tren cu o sticluță de parfum foarte scumpă. Vine un țigan și îi zice: la boară, familia mea, ce frumos mirosiți, doamnă! Păi, țigane, ăsta e un parfum de 6.000 de lei litrul.
Mai stau puțin timp și țiganul trage o bășină. Puh, dar ce pute aici, țigane? Uitați, doamnă, asta e la uleu, kilogram. Un țigan și un român își fac casele una lângă alta. Își cumpără exact aceleași materiale, aceeași mobilă și-au făcut casele identice. Peste un timp stau ei de vorbă. Românul spune: eu, dacă vând casa asta, probabil o să primesc 5 milioane de euro pe ea. Apoi dacă așa, eu primesc 7 milioane de euro pe ea. Păi cum să primești tu 7 milioane pe ea dacă a mea este identică și valorează 5 milioane? Păi da, dar eu n-am vecin țigani. Țiganii s-au hotărât ca atunci când fac sex să nu mai înjure. Într-o noapte se duce țiganca la un amant, ajunge la el și amantul îi spune: install? Yes. A doua seară se duce la amant din nou: install? Yes. A treia seară se duce țiganul la țigancă: install, fă! Tu sleu hard, țigane! Ce face un țigan la PC? Se uită în coșul de gunoi. Cum începe o rețetă țigănească? Se fură 4 ouă. Într-o zi, un matematician, un fizician și un țigan au murit și s-au dus în iad. Cei trei l-au întrebat pe Satana dacă pot să meargă în rai. Acesta le-a răspuns că doar oamenii buni merg în rai, însă îi lasă pe fiecare să-i pună câte o întrebare. Dacă Satana răspunde corect la întrebare, persoana respectivă rămâne în iad. Dacă nu răspunde corect, respectivul poate să meargă în rai. Încearcă matematicianul cu o formulă foarte grea, dar Satana o rezolvă rapid. Matematicianul rămâne în iad. Încearcă savantul cu o problemă foarte dificilă de fizică atomică, dar Satana o rezolvă și pe aceasta. Savantul rămâne și el în iad. Țiganul rămas ultimul îi cere un scaun și o mașină de găurit. Dă 5 găuri identice în scaun, se așează și trage o bășină. Se ridică și pune întrebarea: prin care gaură m-am bășit? Ia Satana scaunul, îl examinează și alege o gaură. Gaura asta. Greșit, m-am bășit pe cur. Ce sentiment îți dă un țigan fără mâini? De siguranță. Un român și un țigan stăteau sub un șopron să se adăpostească de o ploaie care venise după o lungă perioadă de secetă. Românul, agricultor, mulțumi cerului: așa, Doamne, dă ploaie, să iasă toate din pământ. Țiganul zise: aoleu, vere, ai nebunit? Ieri am înmormântat-o pe soacră mea. Într-o după-amiază, un vânător trece prin pădure și deodată vede un țigan legat la mijloc cu o sfoară atârnat de o cracă. Vânătorul întreabă: țigane, ce faci mă atârnat acolo? Uite, vere, m-am spânzurat. Păi sfoara trebuia să ți-o pui în jurul gâtului. Am încercat mâncat să-și dă mă sufoc. Un țigan vine la biserică să se spovedească. Printre altele, mărturisește că a făcut sex cu iapa. Cum ai făcut sex cu iapa, țigane? Am săpat o groapă, am băgat iapa în ea, apoi de la marginea gropii i-am tras-o. Dascălul, privind către părinte, zise:
Auzi, părinte, și noi ne chinuiam cu scara. Țiganul merge la pescuit pe malul lacului. La un moment dat, prinde peștișorul de aur. Țigane, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință. Se gândește țiganul puțin și acceptă. Băi, vreau să mă piș whisky mâncățăș. Gata, țigane. Merge țiganul fericit spre casă și ajunge la piranda lui. Fă, adu-re pe de două pahare și pune-le pe masă. Poftim, bărbate, dar ce faci cu ele? Scoate țiganul nostru obiectul și începe să umple paharele. Piranda zis, țigane, ce faci? Taci, fă și bea. Piranda se conformează și realizează cu stupoare că în pahar chiar era whisky. A doua zi, piranda îl așteaptă deja pe țigan cu paharele pe masă. Însă, acesta le restoarnă pe jos și îi spune, nu, fă, azi bei direct din sticlă. La o toaletă publică în Statele Unite, unul lângă altul, Cassius Clay și Adrian Minune. În timp ce se ușura, Ali vede că domnul Minune tot scutura la intervale scurte din cap, așa că îl întreabă cu compasiune. Și tu suferi de Parkinson? A, nu mâncați așa, dar mă stropești în ureche. Doi țigani revin la domiciliu cu un sac plin de bani, după ce au jefuit o bancă. Gogule, hai să numărăm banii mâncățăși. Păi tu știi să număr? Păi nu știu, și cum facem? Lasă-mă, stai liniștit, aflăm suma exactă de la știri. Țiganul și țiganca merg la analize. Își așteaptă fata în fața ușii. Iese aceasta și țiganul întreabă. Ia zifă! Tată, a zis domn doctor că dacă îmi bacă-te un supozitor pe zi în rect, o să-mi treacă. Păi și fă, ce ăla rect? Nu știu, mă duc să-l mai întreb o dată pe domn doctor. Se întoarce din nou fetița nedumerită și țiganul o întrebă. Ia zi, fă, ce ți-a zis? Bă, tăticule, a zis să mi le bag în anus. Păi și ce fă la anus? Nu știu, mă duc să-l mai întreb o dată. Se întoarce din nou fetița și țiganul o întrebă. He? Lasă-mă în pace, mă, tăticule, că l-am supărat pe domn doctor cu atâtea întrebări. Păi de ce, fă? A zis să mi le bag în cur. O grămadă de pescari cu scule de mii de euro și momeală de sute de parai. Pe malul lacului apare și un țigan. Cu un băț de 1,5 metri o sfoară și un ac. Pune o boabă de mămăligă în ac și aruncă. Scoate numai crapi între 5 și 10 kg. Se uită la ei și aruncă înapoi. Restul pescarilor înnebuniți. Mă, țigane, dar de când te-ai apucat tu de pescuit sportiv? Adică cum sportiv mâncățăși? Păi îi prinzi și îi arunci înapoi. A, nu pescuiesc, bă, sportiv. Îi arunc în amtigă așa de mare căs. Țiganii la proces. La înfățișare, judecătorul o întreabă pe pirandă. De ce dai femeie divorț? Păi am bătrânit un judecător și nu mai poate. Mă, femeie, aveți copii, nu mai sunteți chiar tineri. Dacă faceți sex odată pe trimestru, e bine? Cum zici, mata, domn judecător, dar câte trimestre are o noapte? Pardaian și Menomorut merg la căpetenia țiganilor. Bulibașă, am o dispută cu gagiu meu numărut, acidă față. Lămurește-ne și pe noi. Spune, negru e culoare? Se uită Bulibașa în globul de sticlă și spuse. Este culoare. În glob zice că trebuie să te îmbraci în negru că moare cineva. Dar albul e culoare? Este. În glob zice că mireasa se îmbracă în alb. Partaian se întoarse către meu numărut. Ai văzut, mă, că televizorul pe care ți l-am vândut era color? O țigancă se trezește din somn la miezul nopții și scoate un strigăt strident.
după care trage de țigan să-l trezească și pe el. Trezește-te, mă! Lasă-mă, fă drecu, să dur! N-auzi, mă, să te trezei! Se trezește țiganul nervos. N-a fă că m-am trezit, ce vrei? E un gândac pe perete. Și ce vrea fă să fie, vreun Van Gogh? Un țigan și o țigancă ies în drum să ceară ajutor. Le luase casa foc. Se opresc din vorbă și la un moment dat țiganul o întreabă pe nevastă sa. Auzi, fă, mă, t-avea diabet? Nu, mă, dă ce? Păi miroase a zahăr ars. Țiganul o scoate pe țigancă la restaurant la Atene Palace. Vine chelnerul să ia comanda. Țiganul comandă tot felul de mâncăruri, însă țiganca nu mai friptură. Mai cere încă de vreo 3 ori. Țiganul o întreabă, dar ce ai fă de nu mănânci tu o supă, o salată, ceva? Păi, țigane, n-ai mai băgat carne în mine de un an. Ce spui, fă? Păi, pula mea e zarzavat. Țiganul căte fratiso, să vezi mâncațaș. Nevastă mea a cumpărat o perie de veci. Și cum e, mă? Mergem, dar tu ziarul era mai bun. Auzi, țigane, ce vrei, fă? Trebuie să ducem și noi curadeii la grădina zoologică. Lasă, fă, cine vrea să-i vadă, să vină acasă.